trei magi vizuri în steaua pițăr, snițem după ea, snițem. Și nară inară, știu în noapte, ajuns și răvit la im. Steaua atunci a depunse, ni de razi. Armă-i dieta toată! Aș fi de-o tată, noi arăt dieta toată. I sunt plocșli, dimirmință, striga noștă, buni părință. Lăstem mari să aibă în casă, dar de limba a lui s-a lasă. Dar și-a lasă limba lui. Soartă pira focului. Să-ți dirină eu prilog. Să-i zi frig limba-n foc. Să-ți dirină eu prilog. Să-i zi frig limba-n foc. El un patră părintească. Alesia Lungu, Țivanii cântă pe Ana din Neam. Dar foaia, cei mai mici copii de la grădința armânească, coordonator Mărgeani Mariana, își vor cânta Giulia Saduca, Camelia Bitu și Gabriela Siscu, Naima Lungă Noapte. Dar foaia va dansează ansamblul artistic al școlii gimnaziale Canina, Polora Andreea Urica, își va cânta Ianula Mișinca, Lelice Albi Cireci. Va dansează ansamblul artistic al școlii gimnaziale Ceamurlia de Sus, coordonator Cioc Stere, își vor cânta Miruna și Călim Paraschiv, Angel Nic, Pusteatul Frunti și Camelia Bizdu, Vrută Distămăria. Va urmează ansamblul artistic al școlii gimnaziale Stejaru, coordonator Șamata Zoița, își vor cânta Corina Elena, Hristorul Samint, Stămăria cu Hristorul. Programul va se încheie cu ansamblul artistic Daima, coordonator Liliana Lambru. Doar adaug zborul președintele Sterica Fudulea. Bună ziua, drumiți armâni! Tricunică un an de îndărână vițună, vițumă anul trecut, o ovație, iar rapid de scenă și ajunsim la a șaptea, a opta ediție a spectacolului Țilodrăm Cafea Nini Păp Cârciun. Este o anul tricum multe a răzbune, a curhim cu lansarea sediului la Corina Badea, Casa Armânească și cu părăstăsarea cărții al Paul Beza, Destinația Abdela sau Înapoi tu Initor. Am a naima mare andamus și țiodrăm, fu de lihia andamus a ieburilor armâni, iu trei zâli cu vreare și cu miracheli cu chirului de la ea resort puflene, ne-am dămăsim vără sută de tineri și camatul inichii armâni de tuti craturile iubânează armâni. Erau atunci aloțel chiro inghiți armâni de tu eladă, vără inghiți armâni de Macedonii și noi de oa de România eram vără șaizăți și atizăți. De lihe iastic cu furnia niște andamusia iemburilor andreapsim și una săptămână de cultură armânească, sub numai de zilele a culturii armânești, eu eram de adun cu dascalii de la Universitatea Ovidius, cum îndăsiți de Enache Tușa, tututi hoarele armânești iubâneați armânii. Vizum Ischibaba, Vizum Ceamurlia, Vizum Camina, Vizum Hagilarea, Vizum Ovidiu, Cogelac, Cogălicianul de Constanța și de lihe tu Căsăbați, Tulcea și Constanța. Tu ca fi hoară pe Iutricum, părăstăsim și protul film armânesc al Toma Enache, nu hiu faimos, am ahiu armân, că ței că mulță de armâni nu vor chiro ca zină, zveada este o filmă la lansare. Hristusescu, de toți armânii, ți-a îndrupâră lucrurile armânescu, a ței ți-l îndrupăscu de cafean, de vărăzați ai din zile, ma și a ței ți îndrupăscu câteva ani și altul. Nu lăzățem numai că lucruri sească și hasca la plenara partidului, eu a spunem numii. Vă dau zborul, că avem oaspeți de tinie, o în sală. Prefectul Marin Bădiță, ți vine și la andamus a iemburilor, ți vine ca fioară la toate andamusele care le adrăm noi armânia. Tipul Cârsescu, te rog, vă rog, domnul prefect.
domnule președinte Sterică Fudulea, domnilor și domnilor, dragi artiști, dragi armâni, am participat cu multă plăcere la acest spectacol dedicat sărbătorii Crăciunului și sunt profund impresionat de amploarea lui, de faptul că aici pe scenă vor evolua de la cei mai mici până la cei mai mari artiști români. Știți, eu m-am născut și am crescut într-o localitate, Cojalac, emisă, prezentată de domnul președinte de curând, ca unul din simbolurile și ale armonismului, dar și, vă spun de la început, și ale armoniei între români și macedoneni. Și am copilărit cu ei, am făcut școala cu ei, sunt prieten și acum cu ei. Și am venit la Tulcea după terminarea facultății și aici, la Tulcea, am cunoscut macedoneni, armâni, cum spuneți dumneavoastră, oameni de mare caracter. Și mă întâlnesc cu ei cu multă plăcere de fiecare dată, fie din Tulcea, fie din alte localități ale județului și sunt mândru că sunt prieten cu ei. Vă rog să-mi permite să vă felicit pentru faptul că v-ați preocupat să asigurați din eretului preluarea tradițiilor, a limbii, a portului, a dansului armânesc. Felicitări de asemenea organizatorilor pentru asemenea spectacol și vă rog să-mi permiteți să vă urez și eu numele Prefecturii Tulcea un Crăciun fericit, cu multă sănătate și bucurie în suflet și un an nou 2015 mai bun, cu sănătate și cu bucurie. La mulți ani, domnilor și domnilor! Vă mulțumim, domnule prefect! Din partea Consiliului Județean îl avem pe domnul consilier Mihai să ne spună câteva cuvinte. Vă rog, domnule consilier! Este văzut că oficialității și comandarea județului sunt ca fioara aproape de noi. Bună seara, stimați prieteni! Am răspuns cu mare plăcere invitației adresate de domnul președinte Fudulea și domnul profesor Popescu. Știam că o să mă întâlnesc astăzi cu foarte mulți prieteni care îi am în sală. Odată cu venirea mea în Tulcea în anul 1964, am intrat într-un colectiv în care oamenii mei de bază din fabrică erau macedoneni, armâni. Sunt aici în sală și mă bucur din suflet că suntem împreună. Am renunțat ca om politic la un eveniment deosebit în viața politică a României și anume depunerea jurământului președintelui. Am preferat să fiu aici. De ce? Pentru că ne întâlnim o dată pe an. Depunerea jurământului o să mai văd de 20 de ori în reluare la emisiunile de seară. Vis-a-vis de conlucrarea mea sau lucru împreună cu mulți armâni, i-au făcut să aibă îndoiel că nu sunt și eu dai lor. Mi-a spus chiar unul din ei, un prieten bun, Nenea Constantinescu, Dumnezeu să-l ierte, a spus, Nea Mihai, să sânge la apă nu se face. Și asta numai datorită faptului că sunt inginer de industrie alimentară și mă pricep la brânză. Văzând ce e aici în spatele meu, speranța că cultura armână, tradițiile, ambițiile și performanța vor fi în continuare în Tulcea și vă mulțumesc pentru aportul care îl aveți la bunăstarea comunității noastre. Și dacă tot lipsește domnul Hogea, colegul și prietenul meu și colaboratorul meu de multă vreme, și în numele lui vă felicit și vă doresc mulți ani fericiți, prosperitate și bani mulți. Mulțumim pentru prezență și sunt convins că aveți pe lângă dumneavoastră câțiva armâni care să vă traducă ce spunem noi aici pe scenă, că poate nu înțelegeți toate cuvintele. Așa este, domnul primar mi-a trimis și mie un SMS în care mi-a spus că nu poate să fie prezent. La fel și zic eu, Nelică Gudu, domnul deputat, care este prezent la depunerea jurământului președintelui României. Dar sunt convins că cu sufletul sunt alături de noi.
au altați, ghivăseam mănăștiri pe Facebook, că noi și toți le vedem acloții. Ea este un pareiță, are numai eurolang, țiveagli, toate limbele astea niste, e că m-am sânat zbrâte. Și a zbrat de un popul, un amiletic, care este numai Welsh, bânează în Marea Britanie. Zățea știrea și Andavini Pap Cârciun, un tiner, un cilimean, fu multul cârtit, că Pap Cârciun nu putu să-i ghivăsească scrisoarea ce o avea îngrăpsită către el, căță, că nu știa limba Welsh, a zbrat mașa limba engleză. După cum vizui când a curhii spectacolul și la părintească adămândare, Pap Cârciunul smută în cicioare, titinia cântipului și a chimia noastră rămânească. Eu pistipsescu că Pap Cârciun știe limba noastră și pistipsescu că va năzâcă și-l dau o zboară. Doamne! Bună seara, urmăițua, cum chiar noi, când aflăm oace, la mintarea Hristosului. Când aflăm putuță oace, sunt oace, sunt crescu, sunt mulțumșați, mulți liniștiți. Vă zic cu Crăciun pe sănătate la toată lumea și îmbunează niposii, păpânii, lălânii și înveștele și strucuțească toată lumea. Pistipsescu, vă rog să avem carcii de mea încărtit, că ia, Pap Cârciun, îți zis, îmi dau o zboară și știe limba noastră românească. Mai noi și fără lucrurile ți le-au drăm acasă, fără lucrurile ți le-au drăm la sculie, nu se poate, dar stânem tu bana des, deci limba noastră. Și de asta ne amenduim noi, Consiliul de Mândăseare, ați Nica, lucrăm, este mușuteață, ți-i vedeți după noi, auați, a hăța cilimeinții, va văză că cântiți și zboară și ati, să-i tânisim către un diplomă de tinie și așa este prota diplomă de tinie, va dorosima prezidentul nostru de tinie, domnul Popescu Constantin, să hărzeaște a domnului profesor Constantin Popescu din copul zboarat cu scuterea Dumnezeu a Duhului Arunescu. Zic și-o-mi dau o zboară, acolo mi-e doare mai mult. Istoria spune că chirurii multe miles, că nu au avut cultura necesară. Așa va simul și lui armâie peste ani și ani de zile, amecheară Dumnezeu, dacă nu ședem toți de adun, daima, cultura se vă protoară. Asta înseamnă eu, o drăm, maș la școală. Pântora, prin ordinul Ministrul Educației Naționale, avem 2 ani de zile băgată într-o școlie, limba română ca limbă maternă. Mult umșat lucru. Hoarele care avem aici lucrurile astea, Ștejarul, Ceamurlia, Camena, protoarătora, și la Tulcea, la școala Elena Doamnă, școala 5. Eu avem și un tască de armână, Merceane Maria. Mariana însemnă. Bun. Am apărnit ora toate eforturile să trăm, ahurhim, jghine ahurhim. Dar nu ajunge v-ați vreau și vă o să zicem cât mai mult să fiți sărmâni. Tățea. Zic, papi, maie, părință, ficiuriță, un singur mânduiare. Haideți tu la școala generală Elena Doamna, școala 5, cum ziceam și știam, că anul următor noi vă să îndrățim iar în sprinte cărță, să ne îngrepsim, ținim toți cu mirache. Că avem, este o rată care mă sutirem, altă oară nu mai avem multe lucruri. Și nu fă unul cât Rusescu. Ama dacă mirache de adun, să o trăm cu mirache. Stora, chine Cârciunul și așa cum ieșea de chine armânului, zice zborul, Tora, papă de Cârciun, să-i bun. Sau Tora, armân, să-i bun. Să aveți Cârciun cu sănătate, an cu multe tinie, să ne vedem sănătoși, de oași încolo, nu vă greșesc ca anul oară zborul nostru din Tulcea, acum puteți armân Tulcea, armâni, dai mă de adun, hrioși. Aristotul prezidentul, delihia este că mazni era domnul Popescu, nu ambițau cilimenii la sculii limba românească, București nu s-a dară și Constanța au mare ambotiu ca să aveață limba la sculii. Și așa cum zice domnul Popescu,
Vă dăm câtul diplomă tinghiei și a sculiilor în viață a eștăcelii mei în limba armânească și Vasa Curhescu cu Camina se acordă Școlii Generale Camina pentru promovarea și susținerea tradițiilor, obiceiurilor și limbii armâne, diplomă de onoare și de asemenea doamnei profesor Andreea Urica, pentru că dânsa se ocupă de acești copii. Vă rog frumos, doamna Brusar. Ama, nu vă dăm bătuți. Va să închisim și noi, pe aduncă la anticoli, și să învățăm și noi limba armânească. Ca noștri școli, multe vor și au mirache să învețe și ei limba armânească. Azi, himăoații, ta să trăm și noi. Dau cântiță de bătuțem, dau poezie armânește, ta să ne hârsim și noi, de pap Cârciun. Să vadă și a noștri școli din Camina, că papul Cârciun e nici la noi. Protoar, Dora. Mulțumim că v-a zis ca fiar. De lică este am avut zilea culturii armânește și eram doar din marță, adică ieri eram. Camina, doamna profesoară, ne așteptă cu niții acolo la un muzeu, țiloarea în dreptul, mic muzeu de Lihia și cilimenii ne dă să râmșeate cântiți și poezie armânește. Hai să doamna profesoară. Tora, cu himta s-a drumul ăsta în muzeu, dar noi dățem că vă luăm grezeu și nică maghine. Aței care vă zină, care vor ta să-l veadă, zină, sunt ughini viniți, îți vedeți cu muzeul la nostru. Vă mulțumesc! De Lihia avem și Școala Generală Ceamurlia de Sus și domnul profesor Cioc Stere că se ocupă de niții de acloții ca să înveață limba armânească. Ordinea, să zicem că foșiți un ordine alfabetică, nu minduim canoară. Lidzem alargul la Școala Generală din Stejarul, Ischibaba. Doamna profesor Șamata Zoița se ocupă acum de și are îngătat de cilimei. Și de Lihia mai avem nică un diplomă de domnul Șamata Nicolae. Ți se ocupă până tora de ficiorii de acolo, ma tora de PC lucrurilor. Va iubitrițem. Vă domnul Popescu de Neavra de școala Elena Doamnă, eu am viață cilimenii din Tulcea. Nu știu de ce este domn director, au în sală de țeacă vazină, domn Popescu. Bine, nu. Atunci vă ocălisesc cu Pidascalița, ți are gătan de ești cilimeni, profesor Bazbanela Aurelia, ca să ia diplomatii școală și de Lihia de profesor Bazbanela Aurelia și vă văzut cu așa. Cilimenii ești în viață sâmbătă la sculii, că nu au chirot de lunea până vinerea. Îți duc sâmbătă de sâmbătă ca să înveață limba armânească. Și vă zic că mânii, deși este vacanță, cu sihatea țații, vă ducă să aibă ună sihată de limba armânească, cum îndăsită de Aurelia Bazbanela. Mulțumesc mult și vă felicit pentru tot ceea ce faceți și vă asigur de tot sprijinul școlii noastre în continuare. Vă mulțumim, domn director. Și că se apropie sărbătorile, Crăciun fericit și multă sănătate. Mulțumim. Avem cât un diplomă, Titus Cilimeni ți-a dus la sculia armânească, își va lăzăc numai, va-i da, își va-i curcresesc cu zile din inti, ca să-i vedeți pe ieșteniți, au un nou lucru, sâmbătă, ați duc la sculia armânească, v-ai dau, v-au părcăsesc cu pe Aurelia să da diploma. Denuș Ianis Cristian. Și îți bătem și pe lângă, ne iheamă de ei, că ia, vezi de lângă. Iorgoveanu Constantin, nu-i asta, o vă iubitrițem. Ingea Simona Andreea. Îi dau din partea să-i vedeți. Bazbanela Stelian. Costea Dimitris Mihai. Sadâca Giulia. Și
Ciamata Estela. Mergeni Mircea. Avem și o fiată ținui de râs gărmânească, ea este mucană, m-a vasa în viață limba rămânească, numai ea este grădinarul Cristina. Păi dau la negosar. Lambru George. Șamata Teo. Nu este. Zicu Nicolas. Lista iubitricu Dascalița Vazbarela, ea știi care fură cilimenii, ți fură la sculii și de asta vai vâră, a scârtească că nu-i pe listă. Camboianu Nicolas. Gică George, până zile Camboianu. Șețel Sony, Fudulea George Alexander. Așa era pe listă. Haristo Aurac, din chirolul tău, cafe sâmbătă, aveți celimenie limba armânească. Tor a vizut cum amințăm limba armânească. Eu zic că v-ați intimisim și pe ție în viață îți joacă armânește. Și Vasa Curchescu cu Mariana Mergeani. Iudipă nu le avem pe armânește. Ied din lucru, ticopus pătrat, discutarea tumigdanea Duhului Armânesc cu Mariana, care nu a avut lângă noi doi ani din zile, a avut lucru. Și eu vă zic că e mult greu. E mult greu să ai invitat de atâta cilimeni. Avem vreo 30 de cilimeni la Gărdinița Armânească. Țicafioară sunt tu, ți spre ei că îi înghiți. Așa e în viață, Mariana, ți spre ei înghiți. E greu să-i coordonează, mă, v-ați vedem azi, eu zic că îndreapse lucrurile. Îi aștept tu, indiferent din fricatea care o au ei liberă, a să stabilim de adun mă adresez de la Washington, dar Băcălisescu, zimiți cu toți, fără să vă sun, fără să vă petrec SMS-uri, că e mai modern, Băcălisescu, care știi, care nic cilimean acasă, nipot, nipoată, zină că îi așteptăm cu mari mirachii. Și eu vă Hristusesc cu timșata surpriză care mi-a dat Ania, asta înseamnă că importați mari tinii. Aristo Mariana. Eu nu am avut răbdare să-mi chirotiniți. Tora va văzut ca un lucru tăței mării de la Daima, cum zicem noi, Parea Mare, ma naima mare este tu inichie de pas prezdeni. Cum trebuie prezdeni, sunt tu mări, sunt tu pirifai, nu mai în la Parea, tăs când îți joacă. Cum zic, oar mâini machidorie din Mare Jale. Și... Alua este, a avut un lucru, ți pe mine mi-a răsit multul, că ție, că noi avem unul de ascaliță, ți-mi înduiam că vai comandăsească și vai în viață. Ma nu fu așa. Nu avem tihi. Și atunci, așa cum adrăm noi la rămâni lucrurile, noi le adrăm și noi ne le adrăm din noi, ună mămică își luă borgea ca să-i aveață piniță ei să-ți joacă și scântă armânește. Aia este mămică, este Liliana Lambru, de care că îți dusim tu scuterea tumitanea Duhului Armânescu Lili. Eu urlă câte veroare, ma, fără urlare nu s-a dat, nu s-a viață pastă. Amitor nu era. Vântuși t-au că protandamul Siții Odremului ăsta a fost lansarea sediului Corinei la Elena Badea, casa noastră armânească, de care Hristosim, de lichia din nou, de scuterea tumigdanea Duhului Armânescu și Corina a avut gătan din niții ți dus la Nica Dândărușii, până diplomă de din de Corina Elena Badea. Risto multe te este tinie, naima mare tinie de mine, sunt tu aici să-ți cinimei, care sunt de mine naima buni a mei soți. Dedic această onoare tuturor copiilor care în timpul lor liber duc mai departe limba și cultura armânească și tuturor vouă dumneavoastră, care chiar dacă unii nu sunteți armâni, înțelegeți că deprim mesajul nostru. Vă mulțumesc frumos! Risto multe! Și Corina Tipul Cărsescu, șezi lângă noi,
să dai tine diplomele a Cilimeilor, îi comandăsești de atunci cu profesorul Ciubotaru și ți ne reprezentară cu tine, zic eu, la festivalul Nica Lândăruș și ți-i tora toamna fu București și a Sahurhescu cu Naima Niclu, Călin Paraschiv. Călin Paraschiv, Naima Niclu, cel mai mic, 5 ani. Văd că Pavlos Andreazi aici stăniți. La Nica Lândăruș și Dorina Fiorică sunt bulinți, sunt fruți, sunt vespețați. Vă dăm cadou. Asta vă zic că Pavlos Andreazi un pișchesi nică tâiniți aici ați erau la Nica Lândăruș și stăniseră fălcarea atunci. Căline, ai un pișchesi acolo la Pavlos. Ia-i la Pavlos, ați da Pavlos. Așa, da. A, țișorul și-a, bravo! Bunează și mama și papă. Mai. Miruna Paraschiv este sora lui Călin. Miruna Paraschiv, care a reprezentat cu mult succes Tulcea la Mica Rândunica, steluța noastră românească. Așa, ea era tot la papă Călciun, bine? Da, bravo! Da, și un trastor rămânesc de Miruna Haristor. Giulia Sadâca. Giulia Sadâca. Nu este prima dată pe scenă și va fi în continuare. Cei care au fost anul trecut o cunosc cu siguranță. Camelia Bizdu. Camelia Bizdu, aș vrea să specific, nu a participat numai la concursul de tinere talente Mica Rândunica de la București, ci și aici la Tulcea, la concurs, la spectacole muzicale de strângere de fonduri pentru copii cu dizabilități la îndrumarea și cu ajutorul domnului profesor Aurel Ciubotaru, pe care noi toți îl iubim și vreau să-l salut cu respect din tot sufletul. Gabriela Șișcu. Gabriela Șișcu, reprezentanta generației celei mai mici alături de Călin, pe care vrem să o încurajăm și mulțumim că este și azi alături de noi. Și tu, Soni, mă rutim, tu, Soni, iar nu la Mișincă, de Ceamurlia. Mă bucur mult că Ianu la Mișincă s-a alăturat grupului nostru, așa cum ne place nouă să spunem stele armânești. Uitați-vă la ea, o adevărată stea. Frumusețe, talent și toate calitățile. Pișchize de voia. Și tot rămas să vârhim spectacolul. De lihe este prota Vasibă Camina. Vă pun Cărsescu să închidem cortina și să ne îndrizem pe lucru. Vă hărăstusim, veți sala în plină, mi-i Cărsescu mult. Mutrim de neavră la spectacolul 2007. Îl aveam în dreaptă la centrul corpului didactic. Eram țindă-ți de oameni în sală. Spectacolul fu unul sihati. De 3-4 ani de zile, spectacolul, avem de 2 sigăți, de 3 sigăți, sala în plină. Vă hărăstusesc o vouă a admirilor, că voi îl țineți și îl țineți mai larg adeste. Haristă multul!